ăsta e rolul mentorului. Să facă posibile visele copiilor și mai ales când acele lucruri sunt făcute de copii. Ești omul care trebuie să-i pui la treabă și să ai grijă să facă treaba serios, să nu fie o pierdere de timp, o, hai să mă văd, poate acolo vine și tipa de la 10C să o văd, știi, chestii de genul ăsta. Eu glumesc, fac tot felul de poante cu ei, fac tot felul de chestii, însă când e treabă serioasă, e chiar serioasă. Mă interesează să pot face cât mai mulți ca voi copii care să poată să aibă vise pe care cumva și eu să-i pot ajuta să le împlinească. Dacă pot. Așa am făcut și clubul de robotică din școală. Nu am profesor în școală care să facă robotică, dar am 20 de copii extraordinari din Limoși care lună de lună mă toacă de bani. Că mai vor un servomotor, că mai vor nu știu ce, că mai vor nu știu ce, că vor sâmbăta să vină de la nu știu ce, că mai vor o imprimantă 3D, că asta e mai veche. Asta fac. Dar eu mă duc o dată în lună să-i văd ce fac. Însă când mă duc, știu ce să întreb. Și atunci trebuie să știi că trebuie să arate, să merg la competiții. Bun, nu e locul 1, nu e locul 2, dar nici ultimul. Vreau să văd că ești acolo. Au o pasiune, fac ceva împreună. Vor laptopuri performante pentru programarea robotului. Au așa ceva. De acord și cu prietenii și cu sport, cu ce doresc. Însă tu ca individ respiri și trăiești ca să faci ceva. Nu știu ce, habar n-am. Că dacă știi, aș spune, tu vei fi avocat, n-ai cum să știi asta, dar trebuie să-i oferi posibilitatea asta. Cert este că în ultimul an de Brexit am avut șansa să întâlnesc un om minunat. N-am să-i dau numele pentru că nu este un tip care vrea să fie popular. Un fost absolvent de Rareș, care într-o zi a trecut să vadă școala, a venit prin cabinet pe la mine și m-a văzut cu lucram la materiale pentru un simpozion. Un profesor de la noi, decedat de ceva timp, Zenem Bizi se cheamă, auzisem eu de peste tot, bă, că a fost un profesor foarte, foarte bun, iubit enorm de elevi, un mentor, cum spui tu. Când vin generațiile de absolvenți la școală, toți povestesc de profesorul respectiv, de Zenem Bizi. Bă, n-a avut olimpici internaționali, a avut olimpici naționali, n-a făcut performanța aia de ultra top, dar făcea o matematică de nu se poate. Și asta spune, doamne, știți cine este omul ăsta? În afară de faptul că e dirigintele meu, eu sunt ceea ce sunt, administrează nu știu câte fonduri prin Singapore, face tot felul de bani cât vrei, cu saci. Sunt din cauza lui. El este omul care m-a învățat matematică, m-a învățat să fiu om. Și ca mine sunt mulți alții. Mâine vin să fac o propunere. Mâine a venit la mine și zice așa, știți, domn profesor, pentru că vă văd așa și văd că la școală încă se face, încă nu a murit dorința asta de a învăța, de a face lucruri deosebite, eu vă acord o bursă, care vreau să se cheme bursa Ioan Zenebizi, în cuantum de 9.000 de lire englezești, pentru copilul care va fi admis la una din primele 10 universități din Anglia. Și am avut în matematică la Oxford o fetiță, a primit bursa respectivă. Ce să spun? Întâlnirea între mentorul ăsta financiar și fetiță minunată și după aia, în anul următor, a mai fost un copil, deci 2 ani au fost cu Oxford, scuze-mă, după aia a fost Brexit-ul, un băiat în fizică, merg pe munți împreună. Înțelegi? Deci au ajuns să aibă o relație de prietenie superbă. Și omul ăsta o face doar din drag pentru români, doar din drag pentru copiii buni. Și foarte bun. El nu a pus nicio condiție. De fapt, a pus o semicondiție. Măi, când veniți în țară, treceți pe la școală și povestiți despre ce faceți voi. Unitatea echipei, pentru că și-au dorit foarte mult să câștige aur. Și au fost eliminați fără discuție sau s-au auto-eliminat cei care nu aveau ce căuta acolo. Și doi, deci, dacă e să punctez câteva lucruri deosebite, stația aceasta gândită de
copiii noștri, Neves, este de fapt un sistem care presupune o stație, să spunem, mamă, plasată undeva în apropierea orbitei lui Jupiter și care desfășoară activități atât pentru buna derulare a cotidianului de pe Neves, dar cât și pentru pământeni. Cum? Am identificat un asteroid în vecinătatea lui Jupiter, în care zăcămintele de fier sunt foarte bogate. Și atunci ne-am propus să extragem de acolo minereu de fier și să transportăm o parte la noi, pe Neves, iar o parte să meargă cu navete spre pământ. Acum, cum faci extragerea minereului de fier? Evident, nu cu excavatoare, nu cu alte chestii, pentru că sunt cheltuieli enorme ca să ridici minuni din astea la înălțimea respectivă, ci printr-un sistem optic de focalizare a luminii cu ajutorul unor lentile, care reușeau să aducă temperatura solului asteroidului respectiv la temperatura la care putea fi dislocată roca din asteroid. Cu calcule tot făcut, calcule făcute la greu. Și asta a fost un lucru deosebit. Le-a plăcut ideea de escavație optică, să scoți minereu folosind un sistem de lentile. Un alt punct foarte, foarte interesant a fost cel legat de sistemul de organizare social. Era cumva, dacă vrei, uite că seamănă cu ce avem noi în politica românească, dar nu inspirat de acolo, după un model elvețian pe care noi l-am upgradat cumva, prin rotație, conducere prin rotație, cu decizii colective, nu se ia nicio decizie la nivel de comunitate fără să fie consultată toată lumea, cu reguli foarte clare. Eu, spre exemplu, uite, am avut mereu cu ei o discuție, eu cu asta pornesc, ce faceți cu cadavrele? Acolo se moară oameni, ce faci cu ele? Într-un alt proiect, unii au făcut îngrășământ din ăla și după aia am văzut în Marțianul chestia asta. Acum au imaginat un fel de cimitir cosmic care să nu ocupe spațiu și care să fie folosit ca un loc în care cei care au trăit și au făcut treabă și au muncit să-și găsească sufletul, pentru că sufletul, odihna, pentru că ideea este în felul următor, îi pot topi, îi pot arde, pot să fac orice, dar până la urmă sunt niște ființe umane. Ei fiind atât de tineri, au conceput omul, ființa, cu tot cu suflet, ca niște entități ce trebuie să dăinuie, nu ca niște chestii care și-au făcut treaba și pot să dispară, nu mai am nevoie de ei. Mâncarea, iarăși, a fost o provocare cu niște serie pe verticală făcute, cu mâncare crescută din celule STEM. Asta a fost o discuție întreagă cu cei de... A fost un tip care cred că s-a ocupat pe asta la NASA, a avut o discuție cu copiii foarte interesantă pe tema asta și am văzut după aia că stăteau de vorbă nu știu unde. A schimbat iarăși adrese, să-și mai caute articole despre treaba asta. Cineva i-a întrebat, în cât timp ați reușit să faceți toată treaba asta, voi 11? Păi, v-a spus, păi, domn profesor, vă poate spune că în fiecare seară sau la 2-3 seri eram online și tot stăteam de vorbă și tot și prezentau ce lucrau. Până toți agreau toată chestia aia. Trebuie să înțelegi că erau foarte multe întrebări. Deci, cineva a găsit o chestie și ne-o prezenta. Și atunci începeau întrebările. Și din întrebări ne dădeam seama, merge, nu merge, mai trebuie găsit, mai trebuie căutat, când n-ai de unde să știți. Lucruri care și le caută, le găsesc în articole, au găsit articole, apropo,
prin reviste americane din astea catalogate, ISIS, care costă o grămadă de bani, articolul de la 25 de dolari la 125 de dolari, cum fac rost de el? Nu pot pirata, nu nimic. Mi-am adus aminte de copii care am lucrat la LOT, care sunt studenți pe acolo, am sunat, mail, bă, vreau asta. Vreau pentru copiii mei. Și așa le-am făcut rostul de articole originale și au putut să citească la prima mână. Ce să spun, e frumos, e mișto. Îți ține mintea trează și pe undeva te face să nu-ți pară rău că ți-ai ales meseria asta. Proiectul nostru s-a rezumat doar la chestia negativă de astronomie, de astea fizică și asta cred că a fost și norocul nostru și frumusețea proiectului, pentru că ne-am unit mai mulți prieteni care au pasiuni diferite și așa am reușit să creăm Neves. Vrem să fie primul pas al omenirii înspre devenirea de la o rasă planetară la o rasă interplanetară. Și ăsta este scopul care am unit-o, ne-am dorit. Să nu creăm o navă care să fie pur și simplu o nouă, între ghilimele, o nouă piatră în sistemul solar, să fie doar o enclavă umană. Vrem să fie un punct, vrem să fie o colonie, o analogie la primele colonii din lumea nouă și să ne ajute să ne extindem în spațiu. De aceea am gândit locația pentru a avea o comunicare ușoară cu Pământul, pentru că o extindere spațială a rasei umane implică și o schimbare de mentalitate și este foarte important ca nava și oamenii de pe navă să fie într-un contact foarte strâns cu ceea ce înseamnă cultura pe Pământ. Nu am avut foarte multe tangențe cu astronomia înainte de concursul ăsta. Eu am intrat mai degrabă pe partea de proiectare 3D, pentru că mi s-a părut că acolo m-aș putea fi mai bine. Într-adevăr, am fost pasionat de fizică foarte mult timp și astronomia mi-a trecut prin gând. În schimb, n-am mers foarte departe în această zonă. În schimb, în momentul în care am început să lucrăm la proiectul ăsta și proiectul dinaintea lui, pe care l-am făcut cu un an înainte, m-a determinat așa să îmi doresc un pic să aflu un pic mai multe și sunt foarte bucuros că am reușit să-mi extind tot orizontul în această zonă. Scopul stației este să susțină viața mai independent și să fie proiectat astfel încât să poată exista pe perioadă nelimitată de timp. Nu există așa ceva, dar în teorie asta a fost ideea și pe lângă asta, pe lângă susținerea vieții, am avut ca scop extinderea cunoștințelor asupra universului observabil și eventuală căutarea unei noi planete pentru care putea susține viața omenească. Acest proiect a reprezentat un mod în care chiar am putut să exprim această pasiune într-un mod creativ și foarte interesant. În special pe infrastructura navei am lucrat și fiind compusă din mai multe module, la partea de transport între module m-am concentrat foarte mult pe aceasta și de asemenea am mai avut diverse intervenții la structura anumitor module, respectiv moduri de extragere ale energiei. Am contribuit câteva părți de design, a trebuit să luăm în considerare mai multe aspecte fizice ca să asigurăm că oamenii pe navă au condițiile ideale traiului din punctul ăsta de vedere, din de vedere fizic, că au mai fost și punct de vedere biologic, și legat de protecția împotriva diferitor hazarde din spațiu, în primul rând al radiației. Nutriția pe navă a fost împărțită într-un sistem, într-un modul. Un modul al navei a fost plasat pe o lună a lui Jupiter,
Acolo am avut o fermă într-un strat de gheață până la ocean, un ocean subteran, și o fermă de hidroponice, un reactor bionuclear pentru a crește artificial țesuturi, astfel încât să asigurăm nutriția ce pe pământ ar fi venit din surse naturale. Am lucrat pe partea de inginerie, de astrofizică, în special pe transportul dintre module, cum a spus George, și chiar pe minarea asteroizilor și prelucrarea metalelor extrase din aceștia. Am încercat să folosim cele mai eficiente forme de energie. Astfel avem panouri solare, dar după cum am calculat, nu fac față, nu-i destul pentru o navă așa de mare și într-o populație atât de mare. Astfel vom folosi un reactor pe bază de apă grea la care a lucrat Iancu. Iar în privința deșeurilor vom încerca să nu pierdem nimic, să ne folosim de tot ce avem la dispoziție pe navă. La rândul lor, acele deșeuri vor fi reciclate și vor fi transformate în alte echipamente pentru, de exemplu, pentru astronauți. Straturile de polietilenă, peturile, vor fi folosite pentru absorberea radiațiilor cosmice. Apa la fel se conservă, nu se pierde, iar în caz că pentru următoarele colonii poate vom avea nevoie, după ce vom trimite în afara galaxiei noastre echipamente pentru cercetare, poate vom reuși să trimitem și oameni, nu am dezbătut atât de tare acest subiect, vom putea apela mereu la sateliții altor planete care au straturi de gheață în componentele acestora.